Vești bune pentru oamenii care locuiesc în satele de munte și se încălzesc cu lemne. Programul Rabla pentru sobe va începe în următoarele săptămâni. Va fi finanțat în proporție de 70% cheltuiala cu instalarea unei sobe eficiente energetic, dar nu mai mult de 10.000 de lei. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că proiectul pilot va beneficia de un buget de 500 de milioane de lei. iar nu se apropie cu pași și repezi. Oamenii care locuiesc la în zonele de munte și se încălzesc cu lemne, vor avea șansa să beneficieze de programul Rabla pentru Sobe, care va începe în următoarele săptămâni. Prin acest program pilot, statul va veni în sprijinul celor care aplică. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, este de părere că sobele trebuie să fie la standard european. În România, din păcate, marea majoritatea a locuințelor care se încălzesc cu lemne de foc sunt slab eficiente energetic, iar despre sobele din ele ce să mai vorbim? Randamentul mediu al unei sobe în mediul rural în România este de 20-25% și, din acest motiv, am pregătit un program pilot în România de 500 de milioane de lei ca să finanțăm achiziția de sobe eficiente în localitățile din cele 27 de județe ale României din zona montană. Vom finanța 75% din cheltuiala cu instalarea unei sobe eficiente energetic, care trebuie să fie la un standard european numit Eco Design, ceea ce înseamnă un randament de cel puțin 80%, deci ele vor consuma la jumătate sau poate chiar o treime din cantitatea de lemn utilizată acum pentru a încălzi aceeași suprafață. Programul Rabla pentru sobe ar trebui să ducă la scăderea cantității de lemne consumată și la creșterea eficienței energetice. Ministrul a anunțat că nu se pune problema să se renunțe la lemn ca sursă de încălzire, din moment ce este o resursă regenerabilă.